Banii au fost băgați cu grămada, dar copiii, cetățenii ori sportivii, tot printre cai, gunoaie și în condiții demne de evul mediu se antrenează ori fac sport sau pun de o miuță. Astfel, Alin Chiciulescu a luat la pas fiecare stadion din Turnul Severin și din apropiere pentru a observa stadiul fiecarei baze sportive în parte. Astfel, s-a ajuns la stadionul municipal din Turnul Severin. Acesta este catalogat ca fiind pe locul 4 în România ca mărime și capacitate. S-au investit milioane de euro în el. A jucat Universitatea, ori au venit pandurii din Târgu Jiu, iar acum noua Universitate din Craiova, filiera Olguța Vasilescu, vine să aibă meciuri oficiale. Afară vopsit gardul, înăuntru ori pe lângă leopardul. Pe lângă stadion, mizerie de un torș cu lopata, drumuri ca pe câmp și porți închise. Nouă, severinenilor, mehedințenilor și oltenilor, ne plăcea să venim în weekend, atunci când erau etape intermediare, chiar și în mijlocul săptămânii, la stadionul municipal din Drăbăta Turnul Severin, pentru a viziona un meci, pentru a ne uita pe viu la jocul sportivilor din Drobeta Turnul Severin și din alte județe din țară. Haideți să vedeți acum unde s-au investit multe zeci de milioane de euro și cum este stadionul acum. Porțile sunt ferecate. Chiar și lacătele și încuietorile au ruginit de cât timp nu au mai fost desfăcute. Nu am putut intra în stadion decât sărind gardul. Pustiu, bate vântul. Tribune de și nocturne de sute de mii de euro. Stadionul își așteaptă atât spectatorii cât și jucătorii. S-au investit zeci de milioane de euro într-un stadion. Cred că s-au luat o decizie populistă, o decizie prin care cineva a vrut să ia voturi. Este păcat, pentru că astăzi Drobeta Turnul Severin nu mai are echipă de fotbal. O să sărim înapoi, pentru că nu vrem să deranjăm pe nimeni. Să nu vă spun cum arată căile de acces spre stadion. Aici au fost sau au avut de unde să ia zeci de milioane de euro, dar strada n-a avut cum să o facă. Știți ce pare interesant? Că acum câțiva ani, când primarul Constantin Gherghe și echipa de la PDL, Mihai Stănișoară, Nelu Mâțu, Grosu, Paponiu, au început să investească bani în sportul din Mehedinți, am avut impresia și am crezut că suntem pe drumul cel bun. Că dacă din bugetul de stat, din bugetul local, s-a putut investi și aduce zecile de milioane de euro pentru a moderniza un stadion, o să avem și echipă de fotbal. Decizia, să vedeți și dumneavoastră, că a fost una populistă, pentru că după ce a trecut anul electoral, anul în care campania pentru locale, pentru Consiliul Județean, pentru parlamentare a trecut, echipa de fotbal de Liga 1 s-a desființat, stadionul s-a închis, așa cum ați văzut, lacătele au fost puse. Mai mult decât atât, toate bazele sportive, restul bazelor sportive din Drobeta Turnul Severin, arată într-un mod jalnic, sau mai bine spus, bate vântul pustiului. Itinerariul a continuat și pe stadionul Angelescu, fostul 1 mai, fost municipal al orașului Turnul Severin. Aici, bălării, gropi, mizerie, tencuială căzută, suprafață de joc aproape impracticabilă, dar deschis publicului, și asta prin gardurile rupte. Pe stadion, activitate, antrenamente, dar în ce condiții și în ce riscuri. În locul tribunelor au crescut mărăcini. Așa arată stadionul 1 mai. Un stadion care
trebuia să fie perla sportului din Drobeta Tom Severin. Că ce faceți voi, nerozilor? Eu zic că dormeam în stadion. Și-a făcut culcuș cineva, doarme. Alo? Aici un vestiar, ar trebui. Pe lângă turnul Severin mai existau alte baze sportive ale societăților comerciale socialiste. În post-decembrism, afacerile imobiliare primează, dar odată cu prăbușirea pieții imobiliare, stadioanele nici nu au mai fost întreținute și nici vândute. Mai mult, în boom economic au fost distruse tribunele pentru a le pregăti de vânzare, dar totul a picat și imaginile de groasă rămân. Știți, la ieșire din Drobeta turnul Severin erau două stadioane, cum le ziceam noi odată, FAMC-ul și Severnavul. Sunt curios cum arată acele două baze sportive. Aici pe dreapta, la ieșire din Drobeta turnul Severin, înspre cartierul Schela, era un stadion, FAMC-ul se numea. Pe unde putem să intrăm? Ia, haide să vedem pe aici. Cred că colegi de vârsta mea au și arbitrat, au și jucat aici fotbal. Au jucat, bine spus. Cred că pe undeva pe aici erau bările. Erau porțile acelea metalice. Unde or fi? Să ne întrebăm oare unde sunt și tribunele? Pentru că erau și tribune. Da. Încă un loc unde se practica sportul este pustiu, domnilor politicieni. De ce ați investit 80 de milioane de euro, după câte știu eu, alții spun că mai mult de 80 de milioane de euro, în stadionul municipal și ăla este pustiu și astea unde juniorii, unde fotbalul și sportul juvenil putea să facă casă bună. De ce? Și aici este pustiu. Și am ajuns și la cel mai frumos stadion al municipiului Drobeta turnul Severin, acolo unde Severnavul a scos mulți elevi, mulți fotbaliști pe bandă rulantă. Din nou, lanțuri puse pe porți. Gardul este înalt, impunător, să nu se vadă. Dar ocolim gardul. Doamne, ăsta este Severnavul? Asta a rămas din Severnav? Mă întreb și eu, vă întrebați și dumneavoastră. Poate când vedeți imagine. Pe mine m-a sunat cineva să-mi spună. N-am crezut. Căprițele. Pasc căprițele. Mărăcinii din stadion. Aici era bara transversară. Aici era stâlpul porții.